Salutare domnilor ingineri! Numele meu este Secretar Alexandru și astăzi în acest video vreau să vă prezint cum să facem un grafic Gantt. Acest grafic Gantt să-l facem cu ajutorul lui Excel. Bine, un grafic Gantt mai avansat se face cu altă platformă, dar așa unul mai simplu, noi să-l facem cu Excel. Ăsta este graficul nostru, care l-am realizat eu într-o zi și noi o să încercăm să facem unul la fel. Singurul dezavantaj care îl văd eu la acest grafic, unul cel mai mare, este că, de exemplu, dacă noi modificăm, dacă vedeți aici este data, o să-i schimb formatul. Că nu-mi place că sunt două puncte. Și să-i zicem, de exemplu, acest format. Ok. Și luăm butonul și aici, da? Deci data, avem data de început, data de sfârșit și activități. Aici să zicem că dacă îi modificăm data, începând cu data de 06, ok, și aici dăm o recalculare, da, vedem că de aici s-a adus totul. Și ca să-l reactivăm, noi trebuie să modificăm data asta de început și data de sfârșit a activităților. Pentru asta noi mergem aici la această bară și aici la opțiunea să modificăm aceste date. Noi putem să-i dăm reinițializare, dar vedeți că le pune foarte departe de aici, da? Deci datele astea sunt foarte departe și nu am reușit să le aduc mai aproape, da? Ca să înceapă de fapt cu prima activitate să înceapă de aici de undeva. N-am reușit. Și aici are decât la opțiunea AXA are decât automat. Nu știu de unde pune el automat datele astea, dar nu le pune bine. Și aici de fiecare dată după ce facem modificarea aici, aici trebuie de reintrodus datele astea cu aceste cifre, da? 41421. Vedeți, s-a deplasat. Și așa arată mai bine și aici și la sfârșit tot putem să-l punem 41482. Ok. De asemenea și aici când modificăm durata, da? În loc de 7 punem 17. Aici trebuie să-i dăm un calcul, o calculare, da? S-a deplasat, iarăși trebuie să mergem. Aici, la opțiuni, și să-i modificăm iarăși. Data de început a rămas și aici scriem 41496. Asta este singurul dezavantaj care încă nu l-am rezolvat. Bun, până atunci haideți să mergem în sheet 2. Aici deja avem... Am jucat eu cu un tabel, o ștergem pe asta și în sheet 3 o să facem unul nou, o să copiez aceste date ca să nu le mai scriu din nou. Dau paste aici, paste da, în fine, luat tot cu formatare și o să copiez și acest rând. Data de început, numărul zilei calendaristice și muncitorul ăsta putem să-l ștergem. Nu avem nevoie de el. Formatarea. Stil normal. Bun, și aici începem să completăm. În primul rând, acest tabel o să-l facem, o să-l formatăm. Normal. O să-l facem format tabel. Tabelul meu are anteturi, adică acestea sunt anteturile tabel. Ok. ca să fie formatat. Și aici o să introducem data. Deci noi dăm click dreapta pe această celulă și mergem la formatare celule. Alegem data și aici alegem 14 martie 2012, da? Dăm click pe OK și aici trebuie să introducem acum, să zicem, 01 linie 02 linie 2013. Ia să vedem, 1 februarie. A luat bine? 0102 2013, da. 0101 trebuie să fie 1 ianuarie. Ok. Bun, și să zicem că prima activitate de trasamente va fi realizată în 10 zile. Ok, și data de sfârșit o facem cu formula. Este egal cu data de început plus 10 zile. Enter. Și aici ne-a dat rezultatul, numai că rezultatul nostru nu este în format data, dar în format general. El, de fapt, această cifră înseamnă data, dar pur și simplu este în număr. Orice data are un număr. Dacă să se calculeze suma datelor, adunarea, scăderea datelor, orice dată are un număr de identificare. Și ca să schimbăm și la acest format, noi mergem, selectăm celula care are formatul deja făcut și pur și simplu o să copiem formatarea la această celulă. Ok. Și să zicem că următoarea activitate începe într-aceeași zi în care se termină ultima activitate sau, de ce nu, o să facem ceva mai nou, o să punem ultima activitate, ultima dată, plus o zi. Da? Să înceapă a doua zi, nu în aceeași zi. Aici la fel adăugăm, să zicem, 5 zile și aici deja putem să tragem formula de sus, să o preia. 12 ianuarie, trebuie să-i dăm un calcul, vedeți, nu s-a updatat, trebuie să-i dăm aici un calcul, 17, și deja și această formulă putem să o tragem în jos, până în jos, da? Dăm un calcul, el o să preia datele de aici. Aici la fel introducem zilele. Ok. Dăm o recalculare și iarăși aici trebuie să adăugăm formatarea. Ok. Deci activitatea noastră începe pe 1 ianuarie și se termină pe 11 februarie. Ok. Acum noi trebuie să aflăm numărul de zile calendaristice, pentru că astea sunt numărul de zile, să zicem, inclusiv și sâmbătă și duminica. Și de aici o să extragem doar zile calendaristice și facem felul următor. Este egal ăsta minus ăsta, enter, da? Și vedem faptul că noi am formatat acest tabel, adică am dat formatare ca tabel, el automat a pus toate valorile aici, da? Automat a calculat. Și să vedem. Nu e nicio modificare, ceva am greșit. Numărul de zile. Asta minus asta. Aici este diferența. Workday. Deci aici trebuie să adăugăm o formulă. Data sfârșită, asta minus asta, workday, da? Zile lucrătoare. Deci aici luăm în considerație doar zile lucrătoare. 2.17, da? Și noi trebuie să folosim aceeași formulă. Mergem înapoi și aici scriem, în loc de această formulă, scriem workday, data start ăsta, punct și virgulă, și zile, ăsta zile, și enter, da? Deci s-a updatat peste tot și acum ar trebui să fie diferența. Dar nu e nicio diferență. Dacă punem aici 40 de zile, calculare, da, de fapt trebuia să dau o calculare, cât era aici 7, da, vedem, aici sunt 7, aici 9, 5, 7, 8, 11, aici avem zile lucrătoare și aici avem zile calendaristice. Bun, să zicem că tabelul nostru este pregătit. Aici putem să-i mai adăugăm un total. Fiind tabelul nostru formatat, noi putem să mergem la proiectare aici și să adăugăm rândul de total. Aici selectăm suma, da? Să fie suma de zile, aici la fel suma. Ok, și aici nu știu ce am putea să adăugăm. Aici putem să adăugăm minim, da? Să avem data de început și aici data de sfârșit, aici maxim. Deci de pe 1 ianuarie, 33 de zile până pe 20 de februarie. Ok. Și aici zile calendaristice. Bun. Mai departe mergem să creăm graficul nostru. Pentru asta mergem aici la inserare și aici alegem diagrame recomandate, noi alegem asta, bară grupată, nu, da, asta, a doua. Alegem a doua variantă, o punem aici, să zicem că alegem fond negru și apăsăm pe butonul selectare date, aici o să introducem datele. Selectăm întâi data de început, nume serie, de fapt ăsta, și la valoare selectăm astea. Formula tastată conține eroare, încercați următoarele. Ok, da, este unul ăsta în paranteză. Ștergem, selectăm din nou. Dăm click pe OK, mai adăugăm încă durata, acum selectăm aici, scriem, selectăm durata, mai jos ștergem și selectăm, pardon, până aici și dăm click pe OK. Bun. Cam asta este, numai că acum trebuie să îl edităm. Aici mergem la adăugare titluri. Adăugăm titlul diagramă. Da. Etichete, tabele, da. Bare, nu. Legendă, nu. Bun. Acum, ce observăm noi aici? Aici observăm că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceea ce nu este corect. Noi trebuie să avem denumirile de la activități. Și aici îi dăm click pe editare și selectăm aceste activități. Ok. Ok. Bun, și vedem aici trotuare. Instalați numai că ele sunt invers, da? Nu pleacă de sus în jos, pleacă invers. Noi asta trebuie să modificăm. Și asta o să o facem formatare axă. De aici. Deci dăm click dreapta, formatare axă. Și aici trebuie să găsim undeva categorii în ordine inversă. S-au modificat, dar aici s-a... e ok, e bine așa. Acum trebuie să mergem la acest rând și aici la fel să-i modificăm poziționarea, da? Undeva aici, tip major, tip nu, lângă număr. Și trebuie să modificăm asta, cred că e aliniere verticală, da. aici, în verticală orientare text și aici îi selectăm se rotește. Ok, de rotit s-a rotit, dar nu ne încape. Nu știu cum să-l pun, să-l dau mai jos, să-l măresc un pic. Și la asta cred că o să-i schimbăm și noi stilul pentru că nu încape. De aici o să-i selectăm, de exemplu, 14-12, ceva de genul sau... sau ăsta. Da. Titlul ăsta putem să-l scoatem de aici. A. S-a deplasat în sus. Ceva de genul. Aici scriem titlul. Lucrare. Drum. Execuție. DN, să zicem. Grafic Gantt. Ceva de genul. Bun, și acum ce mai trebuie să facem noi aici? Noi trebuie să ascundem aceste date. Mai ștergem și aici titlul ăsta, că nu avem nevoie de el. Trebuie să ascundem astea, da? Ca să rămână doar activitățile. Nu și data de început. Pentru asta noi o să mergem, dăm click dreapta sau de aici chiar. Nu. Deci de la primul umplere, fără umplere. Deci mi l-a selectat doar pe unul. Toate. Fără umplere. Mai mergem aici la bordură fără linii. Fără. Ok. Ia. Și mai avem niște umbre. Umbrele astea le găsim aici. Fără. Gata. Și am primit în felul ăsta graficul nostru Gantt. Bun, acum ce trebuie să mai facem noi aici? Noi trebuie să deplasăm, vedeți, s-a primit și aici distanța asta de la început. Noi trebuie să o micșorăm. Și pentru a o micșora sau aici în, la subtotal, îi modificăm stilul. Click dreapta formatare, îi scriem general. Ok, și aici la fel click dreapta formatare, celule general. Și de fiecare dată aici trebuie să facem următoarele modificări. Da? Aici să introducem data de început 41275 și aici 41325. Gata. Ceva de genul. Bineînțeles, aici putem să mai facem modificări la opțiunea să vedeți aici 5 majoră, putem să o punem din 2 mai des sau din 3. Putem să lăsăm și așa. Și aici avem mai multe opțiuni. Valori nu ne interesează. Bun. Și cam atât. Asta este graficul nostru Gantt. Și acum oricând puteți să modificați toate valorile astea de aici. Bine, de aici trebuie să le modificați sau data de început, da? Deci ce aveți de modificat, data de început și valorile de aici. 18-19, da? Vedeți aici s-a terminat pe 10 și a început pe 11. Aici s-a terminat pe 18 ianuarie și din cauza... Nu. 18-19... 30, 31, 8, 9, 12, 13, da, e bine peste tot, mi s-a părut. Bun, și cam atât cu graficul nostru. Deci cam asta e ideea, oricând puteți să modificați valorile de aici, activitățile. Ia să încercăm să inserăm încă o activitate, da? Să zicem, dăm click dreapta aici, inserare și aici tragem în jos, aici adăugăm 3 zile, asta iarăși îl tragem în jos, dăm click pe recalculare, numai că asta deja nu mai merge, trebuie să-i recalculez din nou toate. Calculare. Și aici îi zicem activitate nouă. Să vedem, iarăși dăm o recalculare, da, vedeți, a apărut activitatea, mai probabil iarăși trebuie să mergem aici, să-i facem modificările astea, 41275, 41290, gata. Numai că avem o problemă. Nu mai încep când se termină. Da, ceva am greșit aici. Ăsta așa. Da, aici am tras de sus, trebuia de aici de tras. Este egal cu ăsta. Plus 1. Deci primul nu era formulă, era de la doilea formulă. Eu l-am tras de sus. Ok, calculare. Iarăși mergem la opțiunea aici. Ce avem noi aici? Ok, și ăsta la noi este 41332. Gata. Acum este ok. Avem activitate nouă. Și aici jos iarăși avem un tabel pe care putem să-l scoatem de aici. Tabel de date, vedeți? Debifăm și a dispărut. Dacă vreți, puteți să lăsați, dacă vreți, puteți să-l scoateți aici. Aici cred că o să-i dăm un 5 să fie mai des. Bun. Și cam atât. La fel puteți să modificați stilul la acest tabel de aici, de la formatare sau de la proiectare de aici. Vedeți? Nu știu de ce nu se vede nimic la mine, el ar trebui să se vadă, dar cam astea sunt. Bun, cam atât.